Am încercat să ne asigurăm că limităm doar libertatea de mișcare a cetățenilor care sunt purtătorii virusului și nu afectăm foarte mult activitățile economice. Pe municipiul Constanța, sâmbătă și duminică, în centrele comerciale de tip mall, vor funcționa numai magazine cu profil alimentar, spălătorii și farmacii. Prefectul județului Constanța, Silviu Coșa, spune că terasele vor fi închise și că singura variantă rămâne livrarea la domiciliu sau comenzile de tip take-away. În ceea ce privește unitățile care asigură prepararea hranei sau băuturilor, acestea vor funcționa ca și până acum, de altfel doar în regim de servire take-away, delivery, catering. Practic sunt închise. Ele pot funcționa în sistem de take-away sau delivery, deci fără a avea clienți în interior. Și fără terase. Terasele pot funcționa și ele în același sistem, adică sistemul take-away. Poți comanda ceva, poți achiziționa și te duci și consumi acasă sau la birou. De asemenea, zilele următoare vor fi amenajate paturi noi pe secțiile de ATI ale Spitalului Județean Constanța și nu numai. Există în momentul de față demersuri pentru sporirea capacității de preluare a pacienților COVID la nivelul Spitalului Județean, care practic va deveni astfel Spital COVID, în special din unitatea de primiri urgențe, unde au fost unele probleme în această dimineață. Și de asemenea s-au demarat procedurile legale pentru transformarea unui spital particular în spital COVID și vorbim undeva la 47 de locuri. Sperăm ca de mâine să funcționeze, dacă nu cel târziu de luni. După Ovidiu și Constanța și alte localități din județ urmează să intre în carantină. Institutul Național de Sănătate Publică a transmis avizul de carantinare pentru următoarele localități: Agigea, Costinești, Lumina, Mihail Cugălnicianu, Megidia, Techirghiol și Valului Traian. Localitățile învecinate Constanței, și aici mă refer la Corbu, Lumina, Valul Traian, Techirghiol, Costinești, vor intra în carantină. Propunerea va fi făcută astăzi, urmărea unei ședințe CJSU, și vor intra în carantină conform propunerii noastre, începând cu mâine ora 20. Măsurile de carantinare vor fi în vigoare 14 zile.